Suntem la Mediaș, acolo unde stă să înceapă partida dintre FC Hermannstadt și Poliaș. Poliaș, care tocmai a preluat lanterna roșie, este pe ultima poziție. În acest moment are 4 puncte mai mult decât adversara sa. Iată cum arată cele două echipe. Cristiano Figueiredo este în poarta gazdelor, apoi e linia defensivă formată din Vodă, Osman Viera, Ionu Stoica și Raul Opruț, Sonny Mustivar, Bright, Ade și Romario Pires la mijloc. În atac sunt Ian Jo Santos, fostul jucător al Iașiului, și David Maioral. Așadar, am văzut ceva mai devreme și pe Andrei Cristea, doar pe banca de rezerve. Sunt câteva absențe în echipa lui Daniel Pancu, Ianoș Brânză titularizat în poartă, apoi Răzvan Onea, Cosmin Frăsinescu, Nicolaus Baxevanus și Sorin Bușon defensivă, Ionuț Cristea, Manuel de Iriondo și Pasalia la mijloc, tridentul ofensiv format din Platini, Lucas Ciacana și Andreas Calcan. Va juca restanța cu Viitor. Începe așadar această partidă cu prima posesie pentru Sibieni. O recuperare a lui Sonny Mustivar, apoi e deposedat Sorin Bușu. Minge trimisă la colțul lung, Frăsinescu, interesant, interesantă ideea lui Cosmin Frăsinescu. Sibiu l-așteaptă destul de jos, o diagonală ce pare destul de precis să vină Onea, mingea ricoșează apoi în fața lui Calcan, recuperează Ieșeni, Lucas Ciacana, ține bine apoi Calcan, șutul încercat din afara careului de Pasalia. Doar două șuturi la poartă, ăsta cred că a fost totuși al treilea. Dar punem șuturi la poartă puțin exagerat, pentru că și Bușu a trimis o minge în, era să zic în tribune, dar nu e tribună, în spatele porții sibiene. Sibiul un mare zero la nivelul, la capitolul șuturi. Sorin Bușu la mijloc, Ionuț Cristea, De Iriondo și Pasalia. Iată șutul, primul șut pe poartă din această partidă. Nu este însă unul problematic pentru Figueiredo. Acum o situație mai bună pentru Calcan, care nu mai are răbdare. Dacă nu cumva chiar 7, da, 7. Minge deviată ciudat și este penalti. Penalti pentru Poliaș. Ce greșeală în defensiva Sibiului. Raul Opruț, Popadiuc câștigă prin planul, prin exterior. Cred că în momentul în care i-a căzut piciorul în gazon lui Opruț, îl atinge pe Popadiuc, dar e penalti. Ieșenilor, Cristea șutează sus și tare. Al șaselea gol marcat în 14 meciuri de Cristea. Care, să nu uităm, are o bornă memorabilă în acest sezon, hat-trick-ul împotriva celor de la FCSB. Și putem spune că deschide scorul echipa care a insistat mai mult în această partidă. Osman Viera lasă al Hasan pentru Ade și parada lui Ianoș Brânză. Iată prima ocazie a Sibiului în... Maioral repune repede, Adei e retrimite, trece frumos Maioral, este aruncare de la margine pentru Sibiu, deși asistentul arătase inițial posesie pentru Ieșeni. Și Sibiul cu toți jucătorii de câmp acum în careul advers sau măcar în preajma lui. Și
Minge respinsă peste poartă, este fluier de final, dar să vedem ce au cerut sibieni acolo, pentru că sunt proteste, cer un penalti cei de la Hermannstadt. Dar nu înțeleg aici, probabil la această intervenție a lui Julii Epiciu, a lui Frăsinescu, care ridică, nu cred că a fost penalti. Frăsinescu este cel care lovește primul minge acolo. Sibiul pierde așadar ultimul meci din 2020, iar Daniel Pancu aduce o victorie Iașului atât de necesară.